Meteorologii au emis o avertizare cod roșu de viscol pentru județul Călăraș, valabil în perioada 5 februarie, începând cu ora 22, până pe 6 februarie la ora 8. Fenomenele vizate sunt intensificări puternice ale vântului cu rafală de peste 85-90 de km pe oră, viscol, vizibilitate redusă semnificativ. Zonele vizate sunt județele Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș și Tulcea. Începând cu ora 13, s-a întrunit Comitetul pentru Situații de Urgență. Fiecare dintre noastră poate acolo și la metru, dacă nu va primi informările avertizările care au fost pus. Astăzi stabilim astfel de prevenire și limitare a efectelor fenomenelor metru pentru o perioadă scurtă. Să sperăm că nu o să le afecteze prea grav. Perioada este 5 a doua, adică astăzi, începând cu orele 22, până mâine, la ora 14. Când vom trece pe rând cod galben și cod roșu, după care cod portocaliu. Noi am transmis către toate localitățile avertizările meteo. După ce terminăm și luăm toate măsurile pe care trebuie să le luăm, o să transmit și o circulare către toate localitățile cu măsurile de responsabilitate de Consiliului Județean. După care o să urmărim în fiecare localitate dacă se învață Comitetul Local, dacă au probleme. Aș vrea să fim foarte operativi în transmiterea tuturor datelor pe care le aveți, astfel încât să putem să luăm măsurile ce trebuie pentru limitarea efectelor. Vă spun asta că au fost ani când ați văzut datorită raportărilor, au existat și probleme. N-am reușit să canalizăm efectivele și privațele la dispoziție, astfel încât să nu generăm blocaje pe autostradă, blocaje pe drumurile naționale. Și dacă reușim să organizăm foarte bine activitățile, vă spun că o să fie de gestionat. Eu m-am uitat la precipitație. Sincer să fiu, nu spune mare lucru. Adică, într-o parte spune 6 milimetri, într-o parte 30, într-o parte... Deci nu înțeleg ce e. Îmi puteți spune dacă asta, cantitatea de precipitație este una îngrijorătoare sau... Dacă prognozele s-ar adeveni la 20-30 de centimetri, 20-30 de litri, e o situație destul de grea. Am vorbit și cu colegii de la drumuri, o să avem probleme. În primul rând, 30 de litri. Da. La 20 de centimetri de zăboadă, dacă mă înșel, erau vehiculate discuțiile. Dacă o să avem așa ceva, cu siguranță o să avem probleme. Pentru că odată avem viteza vântului 90 la afară, 100. Vizibilitatea o să ne moare, domnule, că mă scuzați că intervin. Știți, vizibilitatea o să fie undeva la zero. Eu v-am trăit, vă dați seama, tăieri și am mai prins un cod galben, cod portocaliu, cod roșu. Mi-a dat 3 în 2013-2014. Și atunci, practic, utilajele mele sunt moarte. Toate le-am îngrișat, pentru că ne mai traseul. La prima curbă, vă dați seama, merg drept. Aici este problema. Problema care avem, care pot să completez pe colegul de la Isu, dacă îmi permiteți să merg mai departe. Avem... Am înțeles. Aici sunt discuții la momentul ăsta legate de cantitatea de precipitații. Să prognozeze o cantitate mai mare de precipitații. O să așteptăm să ne vină exact și cantitatea de precipitații. Problema mare cu viteza vântului, 90 de km, la rafală undeva la 110. Ceea ce îngreunează, cum a zis și colegi, vizibilitatea odată și cu siguranță o să avem probleme cu căderea de arbori și eventual acoperișuri la nivelul locuințelor sau locurilor de locuit. Ce sunt problemele grea? Păi, am rugămintea ca începem cu structurile mai
să-mi spuneți exact cum stăm, adică efective logistică și eventual măsuri cu caracter general, dar și măsurile imediate, ca să putem să ne facem o idee, să prindem un proces verbal și aceste măsuri, să le urmărim să fie tot. Domnul prefect, la nivelul inspectorat în situații de urgență, poate au fost speciale de mijloace de intervenție pentru asemenea situații. Sunt în stare de operativitate. La nivel național, domnul inspector general va dispune și o să primim un sprijin de la județele neafectate categorii de și mijloace de intervenție. Autofreze, șenilate, astea sunt stabilite prin plan, adică știți clar de unde vin. Iar unii prin plan sau prin ordine al inspectorului general. În principiu, prin ordine, că în funcție de județele care nu sunt afectate, vom primi de la județele respective. În domnul Greci, pe partea sunt județe cu perverde și de la ele câștigați o să fie distribuite în teritoriul mijloace de intervenție. Cam fiecare inspectorat deține una sau două autofreze, una sau două autoșenilate, în funcție de dimensionarea, tipul inspectorat. Cantitățile de combustibil, de carburant, sunt în regulă. Avem, și noi cunosc și celălalt descoperire, au carduri nominale pentru fiecare auto specială, n-ar trebui să fie probleme, iar personalul a fost deja prealertat, o să fie suplimentat la fiecare subunitate în parte, noi avem 8 subunități la nivelul județului, o să fie suplimentat în rezervă operativă, în funcție de caz, că putem să-i aducem de acasă și cu mijloace de mijloace. Aceeași situație și oameni, domnule prefect, vreau să vă informez că în momentul de față avem 28 de jandari aflați în serviciu, care pot interveni la diferite situații. Pe municipiul Călăraș, pe municipiul Ortenița avem 14 jandari și Rehiul 3 jandari în momentul de față. Cu aceștia putem interveni la orice eveniment imminent, urmând ca pe baza planului de alertare să suplimentăm și toate efective. Ca și dotare logistică, de data aceasta, cu bucurie spunem că stăm mult mai bine, avem mai multe autospeciale de 4x4. În total sunt 14 autospeciale de intervenție pe municipiul Călăraș, 4 pe municipiul Ortenița și 2 pe orașul Rehiul Ugară. Funcțional. Nu avem probleme cu carburant. Autospeciale aici ne referim pentru intervenție în situații unde se putem pătrunde mai dificil 4x4, însemnând Duster, Dacia Duster. Nu, acolo putem să... E una singură mai funcționează? Nu, după aia referi la Dubă. Cum nu mai funcționează, dar avem două, sunt propuse pentru casare. În schimb, avem un autocamion destinat pentru transport persoană, cu care putem să ne deplasăm în situații mai... În schimb, ne bazăm pe Duster. Din punctul meu de vedere, sunt destul de eficiente până la un anumit moment sau nivel. Nu avem probleme cu carburantul. Cam asta e situația. Domnule prefect, avem onoarea să raportăm. Începând de în această dimineață, am analizat situația la nivel județean. Efectivele de poliție rutieră media acestora, practic, le-am reglat în ceea ce privește modul de acțiune de aceasta. Avem în vedere inclusiv parcursul zilei de mâine, unde de asemenea considerăm că odată cu încetarea căderii de zăpadă vor mai fi probabil anumite probleme, așa rezultă din experiența altor ani. Suntem pregătiți să facem față situației, avem și efective de ordine publică, o să colaborăm strâns cu colegii de la Jandarmerie și ISU pe toate problemele care vor apărea. În măsura în care vor apărea anumite probleme deosebite, putem coopta și personal din alte structuri. Cred că în momentul de față putem să ne axăm și să facem față situației. Sperăm, discutăm cu colegul de la drumuri, vom analiza punctual în ceea ce privește situațiile de restricționare a circulației, efectiv, inclusiv închidere, având în vedere codul roșu care este anunțat, promozat.
Vom decide de la caz la caz, exact cum prevede legea și toată legislația aferentă. Și eu zic că trebuie să ne axăm în principal pe salvarea de vieți omenești pentru bunul lor și autoritățile care aparțin cetățenilor. Nu avem alte probleme, avem carburanță, avem tot ce vrem. Mulțumesc. Dacă aș fi discutat cu puțin cu drumurile, aș trebui să permanent să ținem de legătura. Absolut. Sper să nu se perpetuați obișnuit asta. Închidem e mai ușor așa. Păi închidem autostrada și după aia să se spere pe cap drumul național cu prefectură și cu poliție și cu... Că știți că asta a fost cea mai mare problemă noastră. Când oamenii au fost deviați aruncați după autostradă fără echilibru, cu fundulea și după aia am intrat pe DN unde de nou nu mai e măcar posibilitatea curăța cu mine. Într-adevăr, este... n-ai cum să nu ții cont de vizibilitate. Dar... Sau au fost cazuri când era vizibilitate, autostrada era închisă, ca să nu mai fie problemă autostradă și treceam pe DN unde toate erau gestionate de noi și în condiții extraordinar de dificile. Cu oameni, cu copii, cu... Acolo trebuie să discutăm permanent, orice ordin care primiți și cu partea lor și pe la poliție, să discutăm, să vedem. Să avem permanent din teren transmise situația exactă, în așa fel încât și eu să iau o hotărâre sau să pot raporta situația existentă și dacă nu se impune, să facem solicitare în așa fel încât să nu ne creăm probleme singuri. Vă rog. Vă rog. Dinamică, o singură precizare în ceea ce privește avizul rutier de închidere, autostrada nu este competență noastră, competență superioară. Știu, dar putem să avem informație exact așa. Suntem în legătură. Domnul prefect, eu spun că autostrada va aplica prima pentru că știu ce înseamnă autostrada. Având trei segmente de parapet, median, marginal, este mai rezistă mult, se închide mult mai repede decât DN-ul. Deci eu știu din experiență și vă informez pentru că autostrada este prima care cade. După închiderea autostrăzii, eu da, în general... Da. Dar eu în general... Autostrada se închide. Da, domnul prefect. Vreau să am informații exacte cu privire la... Eu... Dau exemplu, să dăm doar exemplu, da. Fondurile, da? S-a închis. Eu vreau să știu exact bineînțeles, vă informez chiar în momentul în care se ia decizie. A doua problemă este că eu atunci, în momentul acela, că se va închide din cauza vizibilității, solicit poliției, că știți că mereu am solicitat închiderea și ADN-urilor. DN-ul nu poate prelua, mai ales DN-3, auto de el vorbim, nu poate prelua traficul pe autostradă. Și exact ce am spus în anii anteriori, am avut evenimente cu camioane tamponate, puse câși, cu rămas cu 60-100 de mașini, pe un DN-ul. Deci părerea mea acum, să spun, să informez, este că dacă închidem autostrada, să închidem și DN-ul. Blocăm orașele de Cliu și, în general, facem coloane organizate cu însoțire de la utilaje ale mele, ale SDN-ului, pe care le transferăm la Drașna, de la Drașna le iau colegii și să nu lăsăm la liber trafic. Este o acțiune care am făcut-o în anii anterior și care a dat foarte bune rezultate. Cât privește SDN Călăraș și stocurile, suntem la capacitate, deci avem undeva la 5.000 de tone de sare, avem undeva la 200 de tone de bloră solidă, plus că avem cisternele bine pregătite, avem produs ecologic pentru prevenirea poleiului când se face plus, aia știți, dăm cu asta ca să deconcesionăm. SDN Călăraș are două contracte, un contract pe A2, care are 32 de utilaje de la prestator și proprii am 26 la autostradă pe două cicuri, pe cicul de la Fetești și Drașna, vorbesc, așa care sunt în administrarea mea. Sunt transmise, da. Ne transmitem stocurile și astăzi nu mi-a solicitat să... Dar le transmitem. Da. La DN-uri am 22 de utilaje. Mă scuzați, deci problema e că ce e în contract. Astăzi este 5 februarie. Dacă am verificat,
să știm exact că există mijloacele alea pentru județul Călăraș pe A2. Da, pe județul Călăraș pe A2, astea sunt mijloacele verificate de mine ieri, personal, funcționarea lor și starea lor. Personal. Sunt în contract, dar ele sunt bune la București, nu vorbeați de la ducătorul și păi meneșare. Sunt în cicurile, ce vă spun acum, aceste 54 verificate de mine personal. La DN-uri am 22 de la prestator, plus 9 proprii. Vă menționez că la autostradă sunt mai multe, pentru că la autostradă sunt cuprinse 20 de frăze care au, și numai două sunt la Călăraș, care au destinație autostradă, dar le pot, deci aceste utilaje le pot redistribui, deci nu este nicio problemă. Dacă este o situație de forță majoră, gen cum am avut colaborare cu ISU, Bonlav, asta le pot pune la dispoziție utilaje de însoțire a salvărilor și a diverselor. Cum a spus și colegul, prioritatea noastră sunt victimele românești, restul... Da. Eu cam atât pot să vă spun, numai că problema utilajelor, domnul prefect, dacă este codul roșu și vizibilitate zero, le pierd pe toate. Da, asta am înțeles. Și mai avem un ordin al ministrului din 2012, care la codul roșu, deci la codul roșu, deci numărul 68 din 2 februarie 2012, a fost dat pe un cod tot roșu la Călăraș, atunci s-a dat pe toată țara, în care ne permite închiderea drumurilor cu ora la care este codul respectiv. Adică e cod roșu la ora 10, îl dă oficial, rămâne bătând cu el, noi putem închide toate drumurile pe sectorul județului Călăraș. Ce întâmplă? Ce spuneți? Adică, l-am cu mine, pot lăsa că l-am. Nu? Nu știu, dar nu cred că... E pentru iarnă. 525 nu s-a schimbat cu nimic. Vi pot lăsa, dacă vreți, să vă uitați pe dacă... Care ne permite și... Problema anilor anterior, că și colegul de la ISU știe, este că 12 ore am scos oamenii din zăpadă. Deci a fost o persoană, vă spun sincer, am avut pierdere de găină cu mine, că n-am avut cu ce utila să ajung la el. Și într-un final am reușit, care era pe gaz, să terminase gazul și era prezent pe motorină. Știți că a păstrat legătura și a venit cu o șenilată de la, promotată de la DRDP București ca să-l salvăm. Da. Ați fost prezent la toate ultimul zi de codul roșu din 2012. 2014. Exact după care era cantitatea de precipitație? Atunci a fost destul de însemnat. A fost mare. Adică mai mare decât mai mare. Pentru a fost domnul prefect. Și vântul și la 90 de km la oră, aproape că mai se pleacă după dezvoltare. Dar vă spun atunci în 2014, că mi-aduc aminte foarte bine, am fost la Dragoș Vodă, rămas cu vreo 70 de mașini, am avut o prognoză prima oară de cod galben, a început cu cod galben, după care s-a transformat în portocaliu și la câteva ore mi-au dat roșu. Deci știu clipele alea că eram... Am un la aceeași persoană, tot așa ajunge. Acum ne dă roșu direct. Într-o oră se actualizează, într-o oră trebuie să se înceapă. Dacă la 10 începe undeva, la 11 noi trebuie să fim pregătiți. Dacă îmi permiteți, la până acum codurile roșii n-au avut atât de multă... Intervalul a fost foarte mare. E foarte mare intervalul atunci. Da. În 2014 a fost intervalul foarte mare. Da, o să vedem. Adică, dacă e intervalul chiar așa, ne facem și o idee de cum se transmit. Poate au gândit mărim un pic intervalul, pentru că toate măsurile și a fi în stand-by să putem să gestionăm cum trebuie. Ceea ce nu cred. Da. O să vedem ce o să fie. Da, mai aveți ceva? Dar, eu nu te mulțumesc. Mulțumesc. În profet, la Garda de Mediu avem o echipă de timp de permanență, avem 3 mașini cu motorină dotate, cauciucuri de iarnă, împreună cu mine, dar sper să nu avem probleme. Da. Nu avem niciodată. Da. Nu mai e să nu facem acolo e, cum era pe contract, cu asta pentru Călăraș. Cam același lucru. Colegul
colegii de la București și București Nord au contracte, sunt contracte inclusiv utilizate, că am avut o videoconferință la acum vreo două săptămâni pe Cineair. Deci au contracte, au utilaje în bază, deci... Sunt toate. Din ce discuții am, că noi ne cunoaștem, avem o colaborare bună. Din punct de vedere operativ, subordonarea e directorul la... De la ORF, da, da, deci, de la TRTP București. Noi sunt reprezentate, da? Iar ce mai departe, DSP-ul. Prezent. Avem o echipă, avem o echipă de permanență, cu problema va fi cu gravidătul și cu dializații. Doar trebuie să avem informații de la ambulanță. Nu, fiind noi aducem gravidele la spital, doar trebuie să avem informații. De unde, să avem lista, de unde luăm, numele, prenume, adresă și le-am adus. Și dializația. Bine, am foarte, avut... Foarte simplu, că nu știu ce face practică, asta cu mine. Nu. Nu, la ora asta, aveți o listă cu dializații în județ? Cu dializații nu e treaba ambulanții. Au dializa, are contract și cu BGS-ul, nu ambulanții. Ei le aduc... Deci cu BGS-ul, nu cu ambulanța dializații. Cu gravidele, fiecare așa am procedat, DSP-ul ne de lista, le aducem, au fost situații în care au refuzat, dar s-au găsit soluții. Sigur. Și în rest de dializații, trebuie să aduci și aici, că dacă pregăm începe dializa, să zicem, mâine dimineață, ar trebui să intre pe tratament, mâine dimineață suntem în cod roșu. Și poate care e protocolul de cod, nu trecem în verde sau în... Da? Da. Deci să aveți oamenii cu localități, iar la, pentru femeile gravide, imediat lista. Cum ați procedat? Cum se procedează oamenii? La solicitarea, trebuie să aibă colegii de la MSP în lista și la solicitarea doamnelor, de la dată se face o verificare. Da. Dacă sunt și ele în cod roșu, în sensul că au 92 zile, da, trebuie să fim pregătiți în așa da, de atenție, gravidele trebuie să luăm în evidență la medicul sărăraș, că posibil, da, să avem gravide în județ, care sunt luate în evidență la București. Dar eu am zis să limităm. Sau nu sunt deloc. Cele mai multe cazuri nu sunt deloc. Recomandarea mereu a fost să vină să le ducem asupra, dar știți că basici care și difuză... Cu dializații, în general, cei de la centru de dializă se ocupă. Iau contract de zile cu BGS-ul și se ocupă și ia public. Da, și eu vreau să fiu sigur că așa e. Da. Eu am încredere. Dacă nu sunt de față, nici... Am încredere de asta până la prima... Prima sincopă. Da. Și la dializație aceeași problemă, am înțeles. Nu de aia încredere în oameni. Sunt unii care refuză și lasă domnule, merg cu ei, nu? Și o problemă. Dar avem o evidență, avem notat că domnul Stoica Marian a refuzat dializa pentru 5 și 6, bine cu 7, da? Și la gravide. Și la, da, acolo știu că așa a fost întotdeauna. Puține au fost cele care au subscris. Și după aia am început să... Rămânem pe 112 și nu aveam mijloace de transport să ajungem și ne-am chinuit vreo de tot. Dar asta prin 2012, că în 2014 mă uitam și la videoconferință, că era în video și ziceam ce bine că nu mai seama că era așa. Era la Argeș. Nu la Argeș, nu cea frumos. Da, așa din asta. Un piscol. Bun, mai departe. Ambulanța... Prezent. La Haipu. Carburantul tot pe carburi, ambulante de ea, haideți veniți, medicamente, materiale, sanitare, avem ce ne trebuie. Și cred că se deși împreună. Bineînțeles, avem o specială cu comun. Drumul de județe. Sunt de la ora 16, avem comandamentul de dispoziție constituit. Tot și loturile din teritoriu sunt alertate. Avem material antiderapant, frezele, toate scufinurile făcute. Da. Deci, mănăstirea de Retiu. Da. Și cu toate firmele unde avem utilaje închiriate. Adică, dacă ai ajutat, da. Cum s-a făcut, s-a făcut, s-a făcut, s-a făcut, s-a făcut, s-a făcut, tot. Da.
Da, totul este pregătit. Și la sediul nostru avem de la ora 16 până la 9. Trebuie să fiu eu și domnul Bar, de mâine dimineață. Nu știu dacă am telefon de aia. Da, da. Cu siguranță vom lua hotărârea la nivelul inspectoratului școlar de comun acord cu colegii directori, directorii unităților de învățământ. Nu putem pune în pericol viețile copiilor. Dacă drumurile devin impracticabile, va trebui să luăm măsura suspendării cursurilor. Dar asta în funcție de situația din momentul respectiv. Așteptăm ora. Eu comunic în permanență cu colegii directori și vom lua, cu acordul dumneavoastră, măsurile necesare. Da. Problema va fi mâine, presupun. Da, avem codul începe de noaptea. Da, am înțeles. Și să aveți o comunicare permanentă cu... Imediat, după finalul directorii. Chiar să aveți o limită, așa, la archetă, pentru doar unei decizii de genul ăsta. Am înțeles. Astfel încât să copiii să se bucure de iată, nu să-i chinuim categoric. Și știți că există transportul școlar care circulă pe un anumit traseu. Dacă veți închide drumurile, nu vor circula microbuzele și atunci nu îi pot lăsa pe copii să meargă 3 km pe jos. Inclusiv municipiul Călăraș. În cadrul liceelor sunt copii care fac naveta. Nu au cum să ajungă dacă se vor închide drumurile. Am organizat la noastră. După ce terminăm ședința, din nou să luați legătura cu directorii și să le puneți în vedere cu mijloacele de transport. Odată ce s-a tras semnalul de alarmă, mâine dimineață, noi suntem în cod pre-portocaliu, suntem în cod roșu. Cred că nu mai e... Deci considera să se impună deja... Deci nu mai e nevoie să discutăm, nu știu, cu ce director sau cu urmă, că nu pleacă mașina aia. Mai bine să nu pleacă. Bun. Deci, luăm măsura de la urmă. Asta e părerea mea, că nu putem să punem în pericol. Omul vine la serviciu la ora 7:30, sunt 2-3 copii care probabil vor... Nu știu, părinții cu asta vor ruca și îi punem în pericol. Da. Înțeleg că sunt și distanțe de parcurs, 10 km, 6 km. Da, și nu e în regulă. Dacă mă gândesc un pic la zona Făurei, Urmu, Poșneacu, unde sunt drumul Dumărăști. Deci sunt zone unde nu o să te poate circula, mai am ca sigur. Sau pericolul de a se depune de pată și e mare. Atunci, dacă îmi permiteți, poate ar fi mai bine să luăm această hotărâre pentru ziua de mâine împreună, decât să îi las pe ei să hotărască acest aspect la nivelul... În privința transportului, dacă mai stăm de vorbă pentru închiderea anumitor instituții școlare, adică școlilor în localități, acolo putem discuta. Sunt comunități mici, sunt 5-6, poate chiar nu o să fie așa cum e la autostradă. Deși vântul e atât de puternic încât, dar cu mijloacele de transport, să luăm o hotărâre profund, să luăm o hotărâre ca să nu se miște nicio microbus școlar, mâine dimineață pentru cursul. Bun. Dacă sunteți de acord. Da. Da. Bun. Dintre dumneavoastră, dacă mai aveți... Nu, pentru coordonarea și conducerea activităților, la codul portocaliu și roșu se impune operaționalizarea centrului județean de conducere și coordonare. Dacă mă apropoați să ridicăm la nivel portocaliu cu sosirea la inspectorat 26 de timp sau numărea dintre reprezentanții dintre instituții. Inspectorat județean de poliție, inspectorat județean de jandarmi, secția de drumul, la moară, secția de drumul județene,
Da, e prevedere legală, da. Sigur. Staiul și INM-ul, având în vedere, nu știu dacă vine la INM, în vedere că situația e o problemă pentru alimentarea cu energie electrică. Viteza vântului... Centrul de conducere începe cu ora 22, da. Ce e funcțional. Da.